Imaginile zilei de ieri din timpul campaniei de vaccinare au fost oferite de ministrul educației Sorin Câmpeanu. Acesta a purtat o cămașă specială prevăzută cu un fel de buzunar la mânecă. Asistenta care l-a vaccinat pe ministru a comparat cămașa acestuia cu matricolele pe care le purtau pe vremuri în liceu elevii. O, de pe cămașă specială? Eu sunt obișnuit cu vaccinarea. O zi bună! Sorin Câmpeanu s-a prezentat la Spitalul Militar din Capitală îmbrăcat cu o cămașă specială, prevăzută cu un fel de buzunar pe mânecă pentru a nu fi nevoit să se dezbrace. Întrebat despre alegerea vestimentară făcută, Câmpeanu a precizat că este mereu pregătit să se vaccineze. Am văzut că în timpul procesului de vaccinare a purtat o cămașă specială cu un buzunărel acolo pentru locul unde se face vaccinul. Ne puteți spune cumva de unde ați reușit să cumpărați o astfel de cămașă? Da, aș vrea să vă spun că am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost în peste 70 de țări mai altfel, care au necesitat vaccinări specifice pentru zonele respective, ocazie cu care, sigur că da, am reușit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei foarte pregătiți cu privire la actul de vaccinare din toate perspectivele. Îi propuneți domnului Gheorghiță să achiziționeze astfel de cămăși pentru personalul medical? Sunt atât de multe problemele din educație încât prefer să mă cantonez strict în domeniul educației. Chiar dacă ministrul s-a vaccinat deja, imunizarea profesorilor mai are de așteptat. Pe lângă faptul că momentan locurile din centre sunt ocupate, mulți dascăli au nevoie de lămuriri suplimentare pentru a-și face vaccinul. Există cadre didactice care au contraindicație medicală. Există cadre didactice care au mari semne de întrebare și abia după aceea sunt cadre didactice care într-adevăr nu doresc. Sunt convins că prin eforturile pe care le vom face pentru a risipi semnele de îndoială, numărul acestora va fi din ce în ce mai mic. Câmpeanu a adăugat că problema vaccinării în rândul persoanelor din sistemul educațional este încă una delicată și speră că va apărea o soluție cât mai repede.